Incidentul s-a petrecut chiar la poarta unei companii unde bărbatul efectua o lucrare la marginea drumului național 65B. Un coleg al bărbatului a văzut întreaga întâmplare și a încercat să-l ajute. Acesta se pare că purta echipamentul de intervenție când s-a electrocutat pe stâlp, însă deocamdată nu se știe în ce condiții s-a produs tragedia. Un echipaj smurt și ambulanța au ajuns imediat la fața locului. Bărbatul a fost coborât de colegi și predat medicilor. Era inconștient și suferise leziuni la nivelul capului, mâinii și piciorului. Persoană electrocutată în partea superioară a stâlpului de înaltă tensiune. A fost coborât cu ajutorul scării S42 și pe data echipajului de terapie intensivă. Pacientul a fost găsit în stop cardiorespirator. A fost imediat intubat și ventilat mecanic. În acest moment se efectuează manevra de resuscitare. Are leziuni foarte importante la nivelul capului, mâinii și piciorului, de aceea prognosticul este rezervat. În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Medicii au declarat decesul.